Pe brațele tale pământul îl ții, mamă, cu ruga ta sfântă oprești calomii. Ești izvorul nesecat, ești zâmbet curat, un vis adorat. Mamă, buchete de flori sunt copii din brațe. Mamă, din pieptul tău curg doar șuvițe de viață. Ești o pasăre în zbor, ești un cântec de dor, un pom roditor. Mamă, pom roditor. Știm că mâine începeți un nou an în viața dumneavoastră, da, doamna Vera? Da. Și noi vă dorim, ca de obicei, ca fiecare zi și fiecare clipă și fiecare an să vă fie presurat doar cu surprize frumoase. Așa că venim să vă felicităm, să vă spunem încă un an nou plin de putere, plin de credință și plin de oameni dragi alături. Pentru că am înțeles că aveți și dumneavoastră o inimă la fel de mare și brațe moi, așa cum are și acest urs frumos. Așa că din toată inima, felicitări! Sunt micșorat? Nu cred, cred că la oamenii buni toată viața e la fel de mare. Așa că din toată inima, un sincer și călduros, mulți ani! Dar cum este să fii născut așa, în prima zi a anului? Mă gândesc și ieri. Așa-i? De fiecare dată sărbătoriți două sărbători în una, da? Și cu siguranță femeia asta frumoasă merită tot ce e mai bun și mai frumos. Iar de data asta, din toată inima, vrem să vă felicităm și să vă aducem câteva cadouri, în special, din toată inima, un buchețel de flori. Hai, după cum vedeți, m-am adus cifra dumneavoastră frumoasă, dar o să rog, ursuleț, să o mai ții tu până când, bine? Doamna Vera, cum credeți? Cine ne-a trimis să vă facem surpriza asta frumoasă? Cine? Da! Picșoara uneia, asta oarea. Dar câți copii are doamna Vera? 4 și un băiat. Doi copii, două flori are mama, da? Da, da. Și nepoței? Nepoței 4, nepotări. Și strănepoți? 2. Deci s-a mărit familia, da? Iar aici este un mesaj de felicitare ca la orice sărbătoare. Și pentru dumneavoastră sună, uite așa. Cândva ne-ai dăruit această lume, o lume întreagă, care este și grea și bună, caldă și rece, cea mai diversă. Tu ai cunoscut-o împreună cu noi, am crescut împreună, ne-am dezvoltat și ne-am maturizat. Tu te-ai bucurat de succesele noastre pe care le-am trăit împreună și te-ai întristat de acele eșecuri care le întâmpinam uneori. Tu ai trăit cu noi, iar noi am trăit cu tine. De aceea, sărbătorirea zilei tale de naștere este atât de importantă și plină de bucurie pentru noi. Tu ești soarele nostru frumos, care emană căldură în viața noastră. În această zi minunată, vrem să-ți dorim multă sănătate și să te simți specială, cea mai specială dintre toți. Noi te iubim nespus de mult, scumpa noastră, mămică, bunică și străbunică. Cu părere de rău, așa a dat Dumnezeu să fie și să plecăm departe de tine pentru o viață mai bună, mamă. Dar toate cărările duc înapoi spre mama noastră scumpă. Și să știi că oriunde vom pleca în această lume mare, te purtăm în inimă mereu. Inima ta este loc unde fiecare dintre noi își găsește căldura și casa inimii noastre. Și să știi, în inimile noastre întotdeauna va exista un loc special pentru tine, scumpă mamă și bunicuță. La mulți, mulți ani și toți fericiți! Cu drag această surpriză vine din partea copiilor, nepoților și a strănepoților frumoși și minunați. La mulți ani, doamna Vera! Mulțumesc! Multă sănătate, putere de la bunul Dumnezeu și îngerii să vă păzească încă mulți ani cărările și fiecare oră frumoasă din această lume, fiecare zi și fiecare an care le adunați la buchetul vieții dumneavoastră. Și dumneavoastră, mulți ani înainte și sănătate și numai bine! Și ce le transmite mama și bunica și străbunica acestor copii minunați? Ce le spuneți la toți? Da, ce le spun? Fii sănătoși cu toți aici,
să aibă grijă de copii și de bunica să mai aduce aminte. Ia să ne spună, doamna Vera, cum au trecut pentru ea 80 de anișori? Repede sau încet? Nici nu știu când au trecut. Nici nu-mi pare că am 80. Dar în suflet câți aveți? Mai mult. Mai mult? Înseamnă că ați acumulat un bagaj de experiență și un bagaj de tot ceea ce puteți dumneavoastră mai bun să vă împărțiți cu acești copii frumoși. Și noi ne bucurăm că ați crescut și ați educat și copilași și nepoței care tare, tare vă iubesc, pentru că vedeți de ce sunt în stare pentru scumpa lor mamă, bunică și străbunică. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Așa, o felicităm și noi, ursuleț și inimioară. Îi spunem că e cea mai dulce și cea mai scumpă. La mulți ani! Ce e acolo, doamna Vera? Cine trebuie nouă? O bunică! Bunică! Ce-ai crezut? Cine e aici? Am uști el vei așteaptă el vei. Noi am înghețat să sunt în casă, fugim afară! Bunic, te-ai bucurat că am venit acasă? La cât vrem? Cine-i tu și mă pune? Să te cuprinde, să te fericite. Ca să te iubească în cap. Fără martă. Mariana, ce-i dorești acestui pui de om, boboc? Bunică. Da, Ioane Aloni. Vreau văzut că e încă. Și el vine cu avionul, aterizează. Bunică, îți dorim mult sănătate. Tot ce îți dorești să împlinească. Și știi că mă ta pentru noi ești cea mai specială, cea mai scumpă și cea mai dragă. Mai tin cu ultimul an, mă, de... Hai! Eram parcă o lepuțit că mai ai de anul. Mai tinerică erai în trecut, da? Mă trebuie stare să fii cât mai puternică. Am ea ca noroc de Ilvera. Tot Ilver vieți! Tatiana? Eu și vreau să vă doresc mult sănătate. Știi că ne aștept să ai puteri mai departe și... Nu mă bucuri și te bucuri de noi tot. La mulți ani. Doamne, cine e? Hai, hai, cine e? Cum o am să vii? Inima e colorie. Ce bunică am venit la mătasă? Doamne, ce e? Ce bunică! Cine bunică vine la măta? Dar și-l invers. Cum adică, doamne ferește, mai de doamne, doamna Vera, mai de doamne? Hai, nu faci. Faci un patoc, bunica? Hai, du-te, dă un cup. Dă-i un cup. Așa, bravo. Bunica! Bunica! Așa! Melodia ciocând, ești sfânt legământ între cer și pământ, între cer și pământ, ești sfânt legământ, mamă. Ești sacru cuvânt, melodia ciocând, ești sfânt legământ între cer și pământ, ești sfânt legământ între cer și pământ, mamă. Sacru cuvânt.